Chiar dacă am trecut în cele din urmă de pandemia de COVID și datorită vaccinării, teoriile conspirației continuă pe teme privind imunizarea. Ultima dintre aceste teorii este cea cu privire la vaccinarea copiilor, despre care spun conspiraționiștii că ar fi obligatorie. Din cauza unor astfel de informații false, am ajuns chiar să avem un grad de imunizare sub unele țări din Africa. Discutăm despre acest subiect cu ministrul Sănătății Alexandru Rafila, aflat în legătură telefonică cu noi, direct. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Așadar, am văzut în zilele anterioare inclusiv proteste în stradă în care erau oameni nemulțumiți și care propagau un fake news referitor la faptul că vaccinarea copiilor ar putea fi una obligatorie. Ce este important să știe oamenii, mai ales din partea Ministerului Sănătății, domnule ministru? În primul rând, în mod categoric, nu există niciun fel de act normativ care să prevadă obligativitatea vaccinării. Asta trebuie să fie foarte clar și din punctul ăsta de vedere, dumneavoastră ați descris corect, este un fake news care nu face altceva decât să încerce în mod repetat să compromită vaccinarea. Nu discutăm de vaccinarea COVID, dumneavoastră ați adus-o în discuție, discutăm de vaccinurile care se administrează în mod obișnuit copiilor de ani de zile. În România, acoperirea vaccinală încet, încet a scăzut și suntem în situația pe care ați descris-o în urma unor țări din Africa, suntem dincolo de locul 100 în lume și trebuie să facem ceva încât să dăm încredere părinților și ceea ce fac, așa zis, și conspiraționiști sau reprezentanții ai unor partide politice care încearcă să-și facă capital electoral pe spatele sănătății copiilor, este absolut abominabil și îmi calibrez corect cuvintele. Noi nu vrem altceva decât să informăm corect părinții, să încurajăm să-și vaccineze copiii, pentru că sunt foarte multe boli infecțioase care pot fi prevenite prin vaccinare, plecând de la rujeolă, care încă produce cazuri, produce îmbolnăviri și poate să producă și decese, din păcate, continuând cu poliomielita, difteria, tetanosul. Gândiți-vă la un lucru, totdeauna când avem un accident, o rană, facem la spital un vaccin tetanic. De data aceasta, dacă ne vom vaccina corect, fie ca și copii, fie ca și adulți, periodic, nu mai trebuie să facem această intervenție. În plus, Ministerul Sănătății, prin legislația care a pus-o la punct, oferă tuturor celor care doresc, care au boli cronice, să poată să meargă la medicul de familie, să le dea o prescripție și să primească un vaccin compensat dacă au o anumită boală cronică sau, dacă discutăm de vaccinarea HPV, băieții și fetele până la 18 ani, pe bază de prescripție, vor putea primi vaccinul HPV, la fel femeile cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, pentru că e un vaccin scump. Există foarte mare interes pentru el și este păcat ca unii oameni care doresc să devină popular, să vină în atenția opiniei publice, sunt gata să facă acest lucru cu comprometerea vaccinării, să aibă pe conștiință sute sau mii de persoane care decedează în urma unor boli infecțioase care pot fi prevenite vaccin. Domnule ministru, pe lângă ceea ce ați menționat deja dumneavoastră, vă rog să ne mai spuneți ce conține strategia națională de vaccinare, care de altfel a fost pusă în dezbatere publică. Ea este în transparență, este în dezbatere publică, ea conține decizii legate de comunicare, informare corectă a oamenilor privind discursurile, beneficiile. Deci nu excludem o discuție legată și despre riscuri. Este vorba despre modul de comunicare a datelor, de noi avem la nivel național un registru electronic și trebuie să existe compatibilitate între Registrul Național din România și celelalte care sunt membri al Uniunii Europene și nu ne putem plasa în mod sistematic în afara Uniunii Europene. În plus, această strategie dă posibilitatea vaccinării de-a lungul întregii vieți pentru persoanele adulte care doresc, în mod evident, să se vaccineze fie cu vaccinul difterotetanopertussis odată la 10 ani sau cu vaccinurile care protejează viețile celor care au boli cronice grave și care în momentul de față trebuie să-și achiziționeze singur vaccinurile care sunt costisitoare și în felul acesta putem să asigurăm compensarea vaccinurilor și, bineînțeles, informarea celor care
au nevoie de această procedură medicală, care, să nu uităm, a salvat sute de milioane de vieți de-a lungul timpului, mai mult de 100 de ani de utilizare pe scară largă a vaccinurilor, a crescut foarte mult speranța de viață, a crescut calitatea vieții și mi se pare absolut irresponsabil să încurajezi și să protestezi împotriva vaccinării opționale, repet, invocând motive care nu există sau inventând, eu sunt convins că 99% dintre cei care protestează nu au citit acest proiect de hotărâre de guvern, dar o fac pentru că este un moment în care, cred ei, trebuie să iasă în evidență. Domnule ministru, o ultimă întrebare, dacă se poate. Ce credeți că declanșează în anumite persoane această reticență în privința vaccinării? Sunt două aspecte, doamna. Este vorba, în primul rând, despre istoria COVID, care, știți bine, a existat o campanie de vaccinare care, sigur, într-o anumită măsură a oferit protecție persoanelor, mai ales la începutul pandemiei, în primul an de punere la punct a acestor vaccinuri, a oferit protecție împotriva îmbolnăvirii sau împotriva cazurilor grave. Cred că au existat probleme serioase legate de strategia de comunicare în ceea ce privește vaccinarea în timpul pandemiei. A existat această percepție a obligativității vaccinării pentru libera circulație și oamenii au devenit reticenți. Însă de la această problemă până la ajunge să negi evidența, mai ales că vă spun cu siguranță că toți acești antivacciniști, în proporție de 99%, sunt vaccinați. Nu cred că ei au fost vaccinați cu substanțe toxice, au fost vaccinați cu vaccinurile care stau la perioada respectivă. Oricum, cele actuale, cele moderne, nu se bazează pe tehnologia RNA. Sunt vaccinuri care și-au demonstrat eficacitatea și siguranța în același timp pe parcursul anilor și cred că trebuie să ne încurajăm pe toată lumea să-și vaccineze copiii. Este un sfat pe care îl dau tuturor, l-am făcut și eu dacă este vorba despre copilul meu, și în ceea ce privește vaccinurile care se fac periodic, cum ar fi vaccinul gripal, nu e niciun fel de problemă. Cine dorește, accesează medicul de familie pe care îl recomandă pentru persoanele care au nevoie, într-adevăr, de acest produs. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție telefonică. Ministrul Sănătății a fost alături de noi.